Aproape 6.000 de kilometri de drumuri publice naționale urmează să fie întreținute și reparate în anul curent. Decizia privind aprobarea programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier a fost aprobată de executiv. În acest sens, autoritățile au alocat aproximativ 1,6 miliarde de lei. În același timp, resurse financiare vor fi alocate pentru finalizarea reparației a 4 poduri și inițierea lucrărilor la alte 7 poduri amplasate pe drumurile naționale. Potrivit autorităților, alte aproape 367 de milioane de lei vor fi alocați pentru întreținerea curentă a drumurilor publice naționale pe timp de vară, iar pentru perioada de iarnă peste 90 de milioane de lei. De asemenea, peste 184 milioane de lei vor fi cheltuiți pentru lucrări și servicii de întreținere periodică.